A spus și ceva important din fotbal. Când jucam, mai ales. Și după aceea, nu? Ba da, și după aia am muncit mult. Sincer, am muncit mult. Adică, fotbalul a fost o poezie pentru mine și o mare bucurie de mic copil. La 12 ani am avut prima legitimare. Deci nu ca astăzi la 6 ani, 7 ani. Dar aveam Strada, care era extraordinar de bun formator pentru noi. Ca și disciplină, ca și motricitate, ca și forță, pot să spun de ce. Ne căsăram în pomi toată ziua, săream garduri, alergam pe stradă, jucam lapte gros, jucam față ascunsea, jucam fotbal, iar în liceu am jucat, am făcut toate sporturile. Erau competițiile școlare. Și am jucat și handbal, și volei, și basket, și fotbal, adică tot ce era cu minge era mai atrăgător decât atletismul propriu zis. Ajungem acum la concluzia că românii pot să crească fotbaliști doar așa pe stradă, că altfel alt sistem nu pare să existe. Câte vreme a fost Maidanul, am avut jucători buni, acum mai avem. Și mai era ceva. Erau acei mari pasionați care ne luau după stradă sau din curtea școlii. Adică pe mine m-a luat profesorul Teodorescu, Bebe Teodorescu, din curtea școlii. Sediul școlii sportive numărul 2 era la mine la 52, la școală. Și într-o pauză, pur și simplu într-o pauză, cum ne jucam ca toți copiii, da? Am încins o miuță în curtea școlii și când mă duceam spre clasă, a venit după mine și m-a întrebat dacă vreau la fotbal. Of, eram nebunit, cum să nu. Mai ales că în cartier la mine, aici la Foișorul de Foc, erau niște jucători mult mai talentați decât mine, niște oameni, niște tineri care jucau. Unul Ernie, unul Dan Georgescu, chiar și fratele meu, Ninel și așa mai departe. Dar care nu s-au ținut, n-au ajuns să îmbine școala cu sportul și să poată să ajungă să joace în primele două divizii măcar. Voi mai dragă perioada ca fotbalist sau perioada ca președinte? Absolut, aia, cea de fotbalist. De ce? Era mult mai... Deci am urcat cu un grup. Deci eu am jucat 15 ani la Sportul Zențesc. Din 71 până în 86. Deci grupul ăsta care s-a format pe parcursul timpului, dovada este că și acum ne întâlnim cu cei care, sigur, s-au mai și prăpădit dintre ei, cu care am promovat în 1972, cu Ion Vasile, cu Țaie, cu Vasile Suciu, cu Mățăoanu, cu Jurcă, cu Mircea Rădulescu, cu Jamaeschi, săracu. Deci mulți au murit dintre ei, adevărat, cu Kraus. Când m-am dus la sport, aveam 18 ani. 18 ani jumate. Deci eram un copil între ei. Dați seama, am ajuns la echipa națională în 72, din divizia B, și am ajuns lângă cine? Lângă Dumitrache, lângă Dinu, lângă Lucescu, lângă Radu Nuvar, Ardeleanu și așa mai departe, Rică Răducanu, care de-abia veniseră din Mexic și îi văzând la televizor și a fost ceva chiar de neînchipuit. Și aveam o altă disciplină, un alt respect față de cel care ne coordona, de profesorul nostru, de antrenorul nostru, că s-a numit Ghica, că s-a numit Traian Tomescu, că s-a numit, eu știu, profesorul Craioveanu și mai apoi toți ceilalți, Angelo Niculescu, Mircea Rădulescu, Motroc, Traian Ionescu, pe la echipa națională Nea Tinel, Valentin Stănescu, Piștikovaci și așa mai departe. Da, era foarte multă pasiune. Gândiți-vă că doar două cluburi erau foarte sprijinite și jucătorii bine remunerați și mai erau ceva miniere. Noi ăștia, studenții, câștigam mai bine decât majoritatea oamenilor din societate și aveam niște avantaje. Plecam pe afară, vedeam lumea, dar aveam 60.000, 50.000, pe 23 august 100 și ceva de mii când a fost acel cuplaș fabulos. Deci te bucurai să vezi câtă plăcere. Eu când am fost la meciul cu grecii, când ne-am calificat în Mexic, deci în 69, am fost cu colegii din liceu. Și chiar jucam la echipa națională de juniori, dar mi-am luat aia de piper de acasă și fiecare a venit cu ceva, cât aveai bucuria asta să susții.